Igor Vieru, 100 de ani de la naștere, expoziția a fost inaugurată la Muzeul Național de Artă și cuprinde 42 de lucrări care au marcat pictura modernă basarabeană realizată în perioada 1940-1980. Igor Vieru se preocupa de arta vizuală, nu doar prin pictură. La inaugurarea expoziției a fost lansată și cartea Igor Vieru Fotografii. Renumita moară de lemn de la Cernoleuca, toamna plină de culoare pe meleagurile natale, celebrul Barbu Lăutarul. Toate aceste picturi demonstrează atașamentul lui Igor Vieru față de poporul său. Este uimitor cum Igor Vieru reușește să extragă din seva acestui popor, din cultura populară, din admirația față de trecut, tot ce reprezintă esența acestui popor și o reflectă cu o viziune, aș putea să zic, profetică, într-o perioadă în care exista cenzura și dominant era realismul socialist. Lucrările mi-amintesc și perioada când el muncea la ele. În spatele meu este acea Ana lui Manole, care vine de la Cernoleuca. Frumusețea femeilor de la țară, care duc povara vieții de acolo, dar au și cultura vieții țărănești. Elevii de la liceul care îi poartă numele apreciază culorile și originalitatea care îl caracterizează pe Igor Vieru. Igor Vieru este cel mai vestit pictor al Republicii Moldova. Ce este caracteristic? Culorile vii. Te uiți și vezi viața în aceste lucrări. Unele lucrări sunt mai spre realism și altele sunt mai decorative. Și acest fapt mi-a arătat că pot să încerc ceva nou, să exprim o idee cu totul în alt mod. Igor Vieru, unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului 20, a avut o operă extrem de extinsă și variată, dar în această expoziție am ținut foarte mult să-l prezentăm pe Igor Vieru, pictorul. Pictorul cu acea sensibilitate și cu poezie pe care o realizează el în pictura sa. Cartea Igor Vieru Fotografii a fost lansată după ce acum 3 ani a apărut albumul cu fotografii de epocă ale pictorului. Atunci când am fost în atelier cu Roland Vieru, fiiorul lui Igor Vieru, am văzut 2 valize cu rolfilme și fotografii vechi. Și atunci, ca un proiect, am discutat cu Roland Vieru de un album de fotografii ale lui Igor Vieru. După ce s-a prăpădit Roland, am revenit la această idee. Sunt fotografii din epocă. Anul Igor Vieru, un centenar de la naștere, va continua pe 30 noiembrie la Galeria Constantin Brâncuș, cu o expoziție de ilustrații de carte și cu lansarea unei medalii comemorative. Igor Vieru s-a născut la Cernoleuca, fostul județ românesc Soroca, în 1923. A decedat în 1988 și este înmormântat în localitatea natală.